Ieri dimineață, pe raza localității Șimon, organele de poliție, ca urmare a unei semnalări venite din partea rudelor, au depistat în locuința lor moartea a două persoane. Moartea era suspectă, motiv pentru care s-a deschis un dosar de omor. Din cercetări au apărut date și indicii care conduceau către o anumită pistă, respectiv un vecin al victimelor, care totodată era și verișor cu una dintre victime, respectiv cu bărbatul. Cercetările ulterioare au condus la probe suficiente și necesare pentru a pune în mișcare acțiunea penală și pentru a reține, a lua măsura reținerii față de... Cum s-a întâmplat reținerea lui? Pentru că a durat mai bine de jumătate de zi până să intrați în casa lui. Da. După cum v-am spus, de la început am avut inițial doar niște indicii că aceasta ar fi una dintre persoanele care ar putea fi bănuite de comiterea faptei. Nu am găsit la locul faptei pe autor, ci niște probe materiale și niște investigații făcute de câte organe de poliție la momentul oportun și în mod profesionist au condus la identificarea acestuia, după care, nefiind locuința în care s-a petrecut fapta, s-a obținut un mandat de percheziție, a fost pus în aplicare cu ajutorul mai multe structuri de poliție, inclusiv acțiuni speciale Brașov, și în locuință s-a pătruns fără violență, pentru că a fost deschisă ușa locuinței de către tatăl suspectului, iar acesta mai târziu ne-a comunicat că suspectul se află în locuință, în podul casei, mai precis. Organele de poliție s-au dus să verifice acest loc, e un loc îngust. Au constatat că suspectul era înarmat cu un cuțit și amenința că își ia viața. S-a și zgâriat în aceste împrejurări la gât, probabil cu acea lamă de cuțit. A avut loc o negociere? A avut loc o negociere, da. Cei de acțiuni speciale au un om pregătit pentru astfel de situații și negocierile au fost și în cea de urmă s-au terminat lucrurile fără victime, fără alte victime. A cedat el în fața negociatorilor? Da, în fața negociatorului, da. A cedat, a înțeles, probabil. Amenințările făcute de el erau cu acte de violență la adresa propriei persoane sau la adresa altor persoane din jur? În principal era vizată propria persoană, motiv pentru care și acea rană de la gât. Ce înseamnă recunoaștere parțială a faptelor? Da, în privința recunoașterii parțiale a faptelor, procurorul a ținut că cu ocazia cercetărilor efectuate la parchet în cursul serii de ieri, inculpatul nu a recunoscut fapta în întregime, în sensul că din cercetările de la fața locului rezultau atât urme de violențe cu un corp tăietor înțepător, cum ar fi cuțitul, cât și cu topor. Din declarații date a recunoscut numai împunzăturile cu cuțitul, nu și agresiunea cu toporul. A și explicat de ce a făcut faptele astea? Au fost date niște explicații, dar aceste explicații urmează a fi verificate. În principal, noi am verificat atât din punct de vedere al probelor, contextul acestor fapte și am stabilit că există o stare conflictuală, așa cum am reținut comunicatul de presă. Exista o stare conflictuală, un litigiu civil, din câte am înțeles, la judecătoria Zărnești, care, din ce am văzut, are termen în luna martie anul acesta. Litigiul era legat de un gard? Da, de grănițuire. Asta vă spun doar din ce am aflat
de la organele de poliție. N-am consultat dosarul cauzei să știu despre ce este vorba, dar este într-adevăr, se pare că este un litigiu pe grănițuire. Curtea suspectului se învecinează într-o anumită zonă cu această curte a persoanelor decedate și din ce am înțeles de la organele de poliție, mai fuseseră pe rolul lor alte trei cauze în care suspectul se plânsese de împotriva fratelui decedaților și împotriva tatălui bărbatului decedat pentru fapte de violare de domiciliu și tulburare de distrugere. Ce înseamnă asta? Practic el a mai intrat în casa? Nu, era invers. El se plânsese. Aceste cauze au fost soluționate prin clasare. Clasarea a fost întemeiată, din ce am înțeles, de la organele de poliție pe 16, articolul 16 aliniatul 1 litera B din codul procedură penală, teza 1, respectiv fapta domnului profesor de lege penală. Ce se întâmplă acolo este o zonă în care se vecinează, dar în care nu este despărțit efectiv de un gard pe toată, și au victimele făcuse niște lucrări, am înțeles, mai treceau cu acele unelte dintr-o parte în alta sau nu. Ideea este că asta s-a reclamat. Că... Revenind la capturare. Victimele au reclamat vreodată că inculpatul a intrat în casa lor? În acest moment nu am aceste informații. Am solicitat aceste date, dar nu am obținut astfel de informații. Inculpatul era sub tratament psihiatric? Nu avem aceste date. Avem niște indicii. Procurorul de caz analizează dacă una dintre cauzele și contextul faptei a fost acesta al problemelor psihice ale inculpatului, dar acesta e un aspect care urmează ulterior să fie cercetat. În momentul de față, procurorul de casă a concedat asupra lămuririi elementele materiale ale... Nu există indicii cum că ar suferi de o boală psihică și s-ar afla sub tratament în acest moment. Deci, indicii sunt în sensul că în fața procurorului inculpatul a afirmat că ar fi avut un astfel de istoric. Dar acest lucru nu poate fi luat, trebuie să luat sub beneficiul din care, nu poate fi luat. Se va face o expertiză? Se va face în primul rând o verificare, să vedem dacă există un istoric medical în privința acestui inculpat. A încercat să justifice fapta prin acest istoric medical? Da, a încercat să-i justifice. În acest context a fost afirmată. A spus că n-a avut discernământ? Acest lucru nu pot să vă spun, nici că a fost, nici că n-a fost, n-am verificat. Putem vorbi de un episod de delir mistic în timp anterior sau în timpul producerii acestei fapte? Mă depășește. Revenind la capturare, puteți să ne spuneți, a coborât de bunăvoie în pod sau a existat o intervenție a forțelor sale? În urma negocierii purtate, a ieșit de bunăvoie la iveală. Forță, da. Cât de mult i-a ajutat pe investigatori acordul crimelui de urmă? E o întrebare la care în acest moment nu pot să răspund, că nu am întrebat. Știu că a fost folosit câine de urmă, dar nu aș putea să vă dau un răspuns. Infracțiunile pentru care este cercetat? Nici acest lucru nu vă pot confirma. Infracțiunile pentru care este cercetat? Am arătat în comunicatul de presă, este vorba de omor calificat și violare de domiciliu. Mulțumim foarte mult! Mulțumim.